Bună ziua, dragi prieteni! Mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Pisăcaru. Ca în fiecare seară, vă prezint o doamnă specială. În această seară vă prezint pe Camelia. Bună, Camelia! Bună! Tu ești psiholog, clinician și terapeut integrativ. Spune-mi exact, mai exact cu ce se ocupă aceste profesii, pentru că sunt și faci bine oamenilor, să înțeleg, pentru că asta e până la urmă cel mai important. Ambele se ocupă de mintea și sufletul persoanelor. Psihologia clinică se adresează oricui are minte, eu tot timpul zic așa, cine are creier are nevoie de un psiholog la un moment dat. Psihologia clinică ia în calcul și posibile tulburări emoționale sau de ordin psihic, în timp ce psihoterapia este o abordare pe termen mediu și lung în care luăm în calcul toate aspectele vieții unei persoane și toate relațiile acestei persoane cu sine, cu ceilalți și cu lumea și îi ajutăm să ajungă la o stare proprie de echilibru. Ce aș vrea să fie înțeles este faptul că binele și echilibru este ceva individual ancorat într-o realitate colectivă. Deci noi nu ne dezvoltăm după un șablon, suntem unici și asta creează dinamica vieții, însă totuși ne suntem cumva limitați sau modelați de anumite expectanțe sociale. Sper, nu știu dacă a fost destul de clar, pot să și spun efectiv în anumite exemple. Putem avea anumite caracteristici speciale, dar totuși, pentru că suntem ființe sociale, avem nevoie să ne supunem și unui set de reguli de ordin social. Este foarte interesant, mai ales acum. Nu, chiar nu vreau să intrăm în acest domeniu, dar am o întrebare referitor exact la ceea ce ai spus. Discutăm inclusiv de ceea ce înseamnă vaccinarea, pentru că spuneai, suntem individuali, dar la un moment dat trebuie să trăim în societatea care ne înconjoară. Și aici poate fiecare dintre noi ar trebui să se gândească. Eu nu spun că e bine sau e rău, doar am vrut să atrag atenția asupra acestui lucru, pentru că mi se pare într-adevăr că ai perfectă dreptate. Deci avem libertatea, dar cred că libertatea ar trebui să nu deranjeze libertatea celorlalți. Ăsta e punctul meu de vedere a libertății, să spun. Este chiar foarte interesant ceea ce faci. Mă bucur că ajuți oamenii și vreau să-mi spui cum ai ajuns la această profesie. Parcursul meu nu este unul liniar sau tipic, zic așa. Nici ce fac nu este ceva tipic. Am în spate și alte studii de ordin economic. Eu fiind absolventa unui master în administrarea afacerilor și având trecutul meu profesional, experiența tranzacționării pe piețele capital internaționale și domeniul de online marketing. Aici mă refer la ultimii 10 ani. Însă direcția aceasta aleasă cu minte și cu suflet e mai degrabă un sens al vieții. Cred că noi toți ne căutăm un sens în viața aceasta și mă consider extrem de norocoasă pentru că eu l-am găsit. Eu mi-am găsit sensul, am mers către esența mea și am depășit acele prejudecăți sau expectanțe din partea celorlalți, ceea ce ar trebui să fac și cum era moda, toată lumea era avocat, toată lumea era medic, toată lumea era economist, a venit așa în valori și am decis să fac ceva ce era în mine deja și anume să ajut oamenii. Dintotdeauna am ajutat, dar niciodată așa într-un cadru oficial și dintotdeauna am fost un avocat al copiilor. Iată că acum am posibilitatea de a fi într-un mod mult mai oficial un avocat al copiilor tipici și atipici. Atunci mă împlinește, eu mi-am găsit sensul în viața asta, am mers pe drumul meu și
nimic nu mă poate schimba de pe direcția aceasta, pentru că eu sunt fericită cu alegerea făcută. Deci să înțeleg că la un moment dat ai avut o reinventare, ceea ce noi tot discutăm la acest podcast. Spune-te, rog, la ce vârstă a apărut această reinventare? Pentru că pentru mulți s-ar putea să creadă că este la o vârstă fragedă sau exact când a avut această schimbare în viața ta? Schimbarea în viața mea a avut loc într-o perioadă, o perioadă în care noi toți ne restructurăm, și anume perioada 30, 32, 33 de ani. În această perioadă se numește o criză a vârstei, dar nu este o criză în sensul de rău a lucrurilor, ci pur și simplu, la nivel cerebral ne restructurăm. Contextul de viață la care suntem expuși, experiențele noastre vin și sedimentează mult mai mult lucrurile deja deținute, erau deja în noi. Pot să spun, s-ar putea să fiu blamată pentru asta, eu nu sunt de acord cu alegerea unei facultăți când adolescentul are 15-16 ani, pentru că nu se cunoaște, nu știe ce vrea să facă. Nici psihologia, facultatea nu o recomand celor de 18 ani. E nevoie de o anumită profunzime și de o anumită experiență a vieții, să fi trecut prin tine, să ajungi să te cunoști pe tine foarte bine. N-ai cum să lucrezi cu un om când tu nu ești bine. Ok, toată viața vom lucra la noi, corect. Dar e o obligație în aceasta morală încât să noi să fim foarte bine, da? Ca să avem paharul plin, să putem să le vărsăm și celorlalți din paharul nostru. În jurul vârstei 30-35 de ani, majoritatea persoanelor se reprofilează sau se repoziționează în relațiile în care ei se află. O repoziționare față de părinți, o repoziționare în cuplu, poate ai văzut divorțuri la vârsta aceasta. Nevoile sunt altele. Dacă până la 30 de ani vreau să mă distrez, zic așa, în general, cum gândesc tinerii, vreau să mă simt bine, să mă distrez și să socializez, deja la 30-35 de ani mă gândesc că aș vrea ceva stabil, aș vrea, deja ajung spre un maxim al carierei, e ceva mai stabil, știu cam ce vreau să fac și atunci lucrurile merg într-o linie dreaptă. Până la 30 de ani ne împrăștiem, ne ducem, testăm. Și e normal să testăm. Deja după vârsta de 30 de ani cam știm ce vrem. Da? Și etapa de vârstă este foarte importantă în alegerile noastre. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Da, mulțumesc foarte mult și vreau să recomand, mai ales celor care ne privesc și ne ascultă, să înțeleagă că trebuie tot timpul să privească în interiorul lor și că nu există o anumită vârstă la care poți să faci schimbări. Acea vârstă este vârsta ta, cea pe care o consideri când de fapt ești pregătit pentru a face o schimbare. Deci poți să faci o schimbare și sunt persoane care fac facultăți la 60-65 de ani fără niciun fel de problemă, pentru că așa gândesc, așa doresc și doresc să se regăsească, doresc să se împlinească sufletește, dar și intelectual, de ce nu? Recunosc că mi-a atras atenția un program pe care tu îl promovezi și pe care îl faci, un program cu copii speciali. Știu că ai o gamă foarte largă de clienți, să spunem, dar ești total atașată de acești copii speciali. Spune-mi, te rog, mai multe despre acest program. Imediat îți spun, vreau doar să fac o mică notare acolo, să nu confundăm vârsta biologică cu vârsta emoțională și cu vârsta psihică. Ai perfectă, da? Dreptate. Ai perfectă dreptate. Atât vreau să mai zic de vârstă și am simțit nevoia aceasta. Da, o particularitate, că dincolo că sunt psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, consilier de dezvoltare personală, trainer, în fine, am dezvoltat foarte mult prin accesarea studiilor din afara țării această latură de abordare a tulburărilor de neurodezvoltare la copii, în principal autism. Am dezvoltat o abordare umanistă, diferită de ce se întâmplă la noi, deși tangențial se atinge cu anumite lucruri,
în spatele abordărilor studiate de mine se află total altceva. De la copilul care nu înțelege, adică majoritatea specialiștilor și ea părinților au impresia că copilul cu autism nu înțelege, eu sunt puțin la polul opus și demonstrez că înțelegerea are niște provocări. Scot copilul din spatele diagnosticului, asta e și unul din programele, programul principal. Copilul din spatele diagnosticului este copilul acela sufocat de o etichetă. Are ADHD, are autism, are nu știu ce, are Down. Și toată lumea uită de suflet, deci uită de copil. Vede doar ce neregulă cu el. Și toată lumea se duc părinții la evaluări, toată lumea le spune ce nu poate copilul. Ok, asta e evident. Am înțeles. Nu am văzut, sau rar mi-a fost dat să văd un specialist sau pe cineva din domeniu care să spună, ok, copilul tău are, nu că nu poate, are niște provocări, dar hai să vedem ce resurse are. Noi toți avem provocări și resurse. Dacă alegem să vedem provocările, ne va fi foarte greu să înaintăm, să evoluăm. Noi toți, deci că vorbim de copii, că vorbim de mine, de tine, Radu, astfel încât eu mă aleg să văd resursele. Ok, am înțeles, astea sunt provocările, țin cont de ele, dar hai să vedem ce avem. Și orice avem, hai să atingem potențialul maxim a acelui lucru, acea resursă. Resursa poate să fie efectiv afectivitatea, faptul că copilul își arată afectivitatea. Este o resursă, înseamnă că el intră în relație. Intrând în relație înseamnă că se deschide către a învăța de la tine și până la urmă ce vrem pentru copiii noștri? Vrem ca ei să aibă deschiderea, să simt de a învăța, vrem ca ei să se simtă în siguranță, vrem ca ei să evolueze, ca într-un final ei să devină independenți și fericiți. Programul este unul complex care vine și aduce, pune la oaltă mai multe abordări și e în acord cu etapele de dezvoltare psihică și corporală a copilului, de neurodezvoltare, etapele de neurodezvoltare ale copilului și are inclusă și partea de procesare senzorială sau integrare senzorială. Are inclus psihoterapia părintelui, are inclus repoziționarea părintelui față de propriul copil și de provocările propriului copil. Are inclus partea de joc, este terapia prin joc, nu prin activitate. De multe ori se sizez că se confundă jocul cu activitatea. Nu, jocul este liber. Activitatea aia în care am un obiectiv, mă pun la masă și fac un incastru, ăla e activitate. Jocul e că ne luăm de picioare și ne aruncăm în perne. Ăla este joc. Jocul e de-a prinselea sau 1, 2, 3 la perete stai, în timp ce activitatea e ceva demonstrabil, nu știu, pe o foaie, pe un puzzle. Mi-am asumat această abordare întru totul pentru că rezultatele nu s-au lăsat așteptate și pentru că în spate sunt niște abordări studiate și practicate de foarte mulți ani în afara țării și în Statele Unite. Da? Vorbim de trei mari școli, de Star Institute, unde e cel mai mare centru de cercetare în tulburările de procesare senzorială. Vorbim de Dear Floor Time, care e o variație, abordarea clinică prin joacă a tulburării din spectrul autist și altor tulburări de neurodezvoltare și vorbim și de Autism Treatment Center of America, care din 72 au o abordare umanistă centrată pe părinte. Centrată pe părinte pentru că de multe ori, tocmai ce ziceam, copilul din spatele diagnosticului, toată lumea trage de părinte în toate direcțiile. Iar de copil din toate direcțiile, în ce scuze, iar de părinte uită toată lumea. Să nu uităm, copilul se vede prin ochii părintelui. Dacă părintele nu va fi susținut, copilul nu poate fi bine. Nu are cum, nu are sursa, nu are rădăcinile, deci nu se hrănește. Copilul, prima imagine despre noi o avem prin felul în care părintele se uită la noi. Deci eu sunt felul în care mama s-a uitat la mine.
Dacă mama s-a uitat cu iubire, eu mă simt iubită, eu sunt bine. Dacă mama s-a uitat cu greutate sau cu tristețe sau cu respingere, eu nu o să fiu bine cu mine. Și atunci, ideea principală a abordării e tocmai a repoziționa terapeutul, psihoterapeutul în tot acest context. Și chiar le făcusem la curs, mai susțin cursuri și în anumite programe de practică sau cursul dezvoltat de mine. Și e o schemă în care, ok, terapeutul merge către copil, dar rolul terapeutului e să ajungă la părinte, să-l ajute să fie bine, pentru că părintele va rămâne constant în viața copilului său. Da? Adică le dăm instrumentul, nu le creăm o dependență față de un terapeut. Terapeuți vor exista 1000 în viața unui copil. Părinți sunt 2. Ăia sunt. Deci alții n-avem. Camelia, este foarte important ceea ce spui, pentru că, și aici dăm voie să plec exact de la ideea pe care ai spus-o, părintele oglindește copilul și nu putem avea un copil organizat, calm, liniștit, iubitor, dacă nu vede și nu simte acest lucru în părinte. Și e greu să explicăm oamenilor în ziua de astăzi, părinților în primul rând, când au 1000 de lucruri de făcut, când există o viață care se desfășoară de multe ori într-un ritm infernal, faptul că trebuie să se oprească, faptul că trebuie să se gândească cum este văzut de copilul său. Pentru că tema emisiunii pe care am stabilit-o împreună este legată exact de acest părinte. Și dacă fiecare dintre noi, cei care avem copii, și aceeași întrebare mi-o pun și eu, chiar dacă băiatul meu are în acest moment 23 de ani, oare sunt un părinte bun? Și cred că cu ajutorul tău și ajutorul colegilor tăi, cred că noi părinții putem învăța foarte multe. Putem să învățăm despre noi și putem să învățăm despre copiii noștri. Și acesta este lucru pe care vreau să-l discutăm după o scurtă pauză, pentru că simt și eu, dar simt și foarte mulți părinți care își pun tot felul de întrebări. Cum este mai bine să fii ca părinte, să fii autoritar, să fii mai iubitor? Pentru că sunt și aici, am înțeles, mai multe școli și vreau să discutăm despre modalitățile prin care putem deveni un părinte mai bun după această scurtă pauză.